Bine ați venit la Box of Life, sunt alături de Zbâr, Robinet, Pain, Dima și Andreas. Eu o să am un obiect în față, Zbâr nu o să-l vadă, din cauza că avem acest perete pe care eu l-am construit cu mâinile mele. El o să poată să-mi pună mie întrebări despre acel obiect, iar eu pot să-l mint sau să nu-l mint. Dacă ghicește ce am eu în mână, va lua un punct. Dacă nu ghicește, iau eu un punct. Ce scutul de la CT? Nu l-ai construit, nu? Ce? Ba nu l-ai construit. Ba da. Ce l-ai lipit aici? Cu poxipol. Hai, gata. Hai. A câștigat Zbâr. Pe bune? Ai dat piatră? Da, da. Nu. Da. Ai dat hârtie? Am dat farfecă. Păi și eu am dat farfecă. Ok, mai încă o dată, hai. Ce ai tu acolo? Zim ce ai acolo. Mamă, ce am aici, mă, cază. Ce acolo, zim din prima ce ai. E o măria. Chiar poți să-i zici ce. Chiar, da. Este o oglindă. Arată-mi eu. Nu mă să-ți arăt. Nu, dă să mă văd eu în ea. Nu merge. Ok, e o oglindă, ce era mare? Neagră. Voi acceptați Kagami să vorbească așa? Ha. Adică bă, chiar nu ai voie să zici așa. Da, s-o așa. Alb închis. Alb închis, bun. Spune-mi cumva dacă este alu Kitsu sau este Andrei. De unde să știu asta? E o oglindă de aia cu zoom? Nu. Ia, uite aparat, zici dacă vezi. Te așa. Stai așa că fac așa, și fac așa. Ok, este cu o față sau cu două? O să o verifici cu degetul. Oglinda e cu o față sau cu două? Păi și eu de unde știu? Ești prost, întorci și vezi dacă te vezi. Vezi dacă a putut o singură față când te uiți în ea. Nu mă, zic eu, fii atent, știu eu. Băi, cum sunteți nebuni? O întorci și vezi dacă te vezi în continuare. L-am văzut eu pe Andreas cum râdea. Te mai vezi? Dar nu știi mitul cu oglinzele din hotel? Da, da, da. Băi, stai puțin! Oglindă cu două fețe, gen oglindă pe ambele fețe. Este cu o singură față. Cu o singură față? Da. Al dragul, și ce are pe spate? Ce are pe spate? Da. Ce are pe spate? Baterii. Baterii? De ce are baterii pe spate? Ia, fă așa, să aud eu plasticul. Nu pot. Ai voie să faci așa? Nu, nu. Cum ai voie să faci așa? Trebuie doar să vorbesc. Trebuie doar să vorbești. Trebuie doar să vorbesc. De cu limba. Are mâner? Se definește mâner. Se apucă așa? Nu, sau nu are. Se pune jos? Are mâner sau stativ? Are stativ. Are stativ? Da. Câte picioare are? Unul singur. Unul singur? Da. Și ce formă are piciorul? Deci e un picior... Fasole. Care gen, se bagă într-un gen, oval. Dacă e să calci cu el pe zăpadă, ce formă îți rămâne? Oval. Oval. Deci e un picior oval, așa. Da, gen. Da. Ca o ciupercă întoarsă. Da. Și din ciuperca aia vine o oglindă. Da. N-am văzut în viața mea așa ceva. Cu baterie. Mint sau nu mint? Ce culoare are? Oglinda? Păi depinde ce are tricoul meu, ce tricou. Nu mă, gen, spatele oglinzii, că ai zis neagră. Că nu-i... Neagră? Neagră. Și are bateria acum în ea? Da. Ia, dă-i drumul. Nu pot. Păi ia, ce face cu bateriile? Păi nu pot să dau drumul la ea. Păi atunci de ce are baterii? Spun. Trebuie doar să-ți spun. Chițu, ce e? Păi nu, s-a enervat, bere. E oglindă. Răspunsul final este că Gami minte, n-am văzut în viața mea oglindă cu picior de ciupercă și cu patru baterii în spate. Na. 3. Dă-te, dracu. E oglindă cu baterii. Oglindă cu baterii, uite. Eu nu înțeleg ce trebuie patru baterii să nu știu cum să mă. Pentru mine. Pune cutia. Ne mai trebuie aia, să știi. Tu știi obiectele? Prin logică nu știu obiectele. De ce e asta că eu nu dau seama? What? N-am văzut niciodată. Gata. Dacă Zbâr nu știe ce, eu cum aș putea să ghicesc? Hai zi. E o baterie externă. Așa. Ata. Ce culoare e? Cum dracu' zici? Ce culoare e asta? Portocalie. Portocalie. E exact. Da, bine, hai că nu zic ca ce. Băgame, cred că mă duc de gol. E portocalie. Și ce porturi are? Are un USB... ce? Și atât? Și bă, la s-o încarci. Păi și la care s-o încarci ce e? USB A. 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 Așa se cheamă ăla? Da. Da. Și câți miliamperi are? 10.000. Înseamnă că e mare. Nu. No. Nu are cum. Să-l mai întreb ceva sau? Are și de la... Fii atent, are de la să-l atârni. Dar am voie să-i arăt sunet? Nu. No. Gen, să-l atârni. Eu zic că e zice adevărul. Hai, 3, 2, 1, și... Ce e asta cu baterie externă? Ai, că e baterie externă. Sculament! Și voia să zici că e portocalie ca ce? Ca Lacey-ul. Ah. Da, gen, voiam să mă dau de gol, dar fără să mă dau de gol, să crezi că e Lacey-ul. 3, 2, 1, și... A câștigat Dima.
Ce drac e aia? Este... Ce te mai surprinde? Eu am două acasă. Auzi, Drake, ce este te mai surprinde? Este fier de călcat vertical. Ce? Dă-l, drac, fier de călcat arată vertical, adică îi pui apă aici și tu îți pui tricoul pe umeraș și dai de capăr în picioare și se calcă, efectiv. Băi, ești nebun? What the fuck? Ia, fii atent, nu. Câte butoane are? Ce? Câte butoane are? Unul singur. Și zic, se, la început e roșu când îi dai on și când se încălzește apa, se face albastru și poți să calci. Are un singur buton. Da. Și pe el ce faci când apeși? Cum adică? Ce face cel buton când apeși pe el? Se pornește aparatul. Se pornește? Minte. Minte 100%, pentru că butonul ăla care ar fi fost să fie funcțional, ar trebui să scoată aburi. Cam și eu de la care ce faci, mă? Pe el așa, dar scoate aburi. Păi manet, da, mă rog. Are butonul de pornit și maneta pe care apeși. Și mai are încă una. Păi ăla nu e buton de on-off. Ăla nu e buton cu toate drepturile. Ăsta trebuie să-l ții apăsat ca să scoată abur, că îi dai drumul. Ia arată-mi să văd dacă e dracu, știu. Nu ți arăt. Măi, nu ți arăt. Cât de lung e prelungitorul ăla? Cablu. L-a băgat în priză, cât de lung e? Păi e strâns. Ia, poți să-l fluturi așa un pic în mână? Poți să faci elicopterul, mă. Păi nu, că Drake... Ia, pune-l așa puțin în mână, ia-l puțin în mână. Asta e licu, iau tu. S-a confirmat. S-a confirmat, ce mai vreți? Eu zic că nu e fier de picat din două motive. Unul, că n-ai zis că nu e buton, dar ăla e buton. Și da, mă, buton, ăla e buton ca scoate abur. Păi cum să fie buton dacă tu tragi de... E un trăgaci, ca la pistol, efectiv, același lucru. Păi pistol sau e fier? N-am înțeles. Păi are, bă, uitați-vă, are aici butonul de on-off. Ia, pasă pe el. Pasă pe masă. Da, mă, nu cred că e. Zii, mă! Nu e, mă, minți! Hai, mă, scoate-ți asta, să vedem. E lampă! Ia, nu, e... Bă, dar seamănă un pic. Ia, uite, se scură lampa, așa! Bă. Puteai să-l fluturi un pic. Ia, mă, hai să vedem. Pe șarpele l-am avut înainte. Mamă, nu te cred. L-am văzut. Zii, mă, ce? În cutia asta este o altă cutie care cred că este efectiv undeva unde bagi ceasurile, gen, ce fac cu fermoar. Ce, mă? Da, mă, e o chestie. E ceva unde bagi ceasurile, bagi cu fermoară. Da, mă, e o cutie, gen, efectiv. Servietă de aia, cu, nu știi. Cu fermoară, gen, cutie. Efectiv, e o cutie într-o altă cutie. Deci asta e cutie. Dar n-are de la să le învârtă, să nu-și pierdă bateria. Da, e dintr-un material. Are de la să le învârtă, să nu-și pierdă bateria? Nu, n-are de la să le învârtă. Cutie cu fermoară? Da, mă, e o cutie. De la cutie, pula mea, e un fel de geantă. De fapt, poți să dai geanta de la cameră. Dacă vrei, poți să dai de fermoară. Vrei să dai de fermoară? Ia, ce ceasuri avem? Și o deschizi și aici ai... Bă, eu jurizez dacă are de aia de ceasuri, nu că e o cutie cu fermoar. Bă, a zis că e de ceasuri. Bă, poți să bagi chestii înăuntru. Gen, eu zic că e o cutie. Bagi ceasuri, bagi bă, ce vrei, poți să bagi ceasuri, poți să bagi brățări, poți să bagi... Păi tu bagi ceasuri în orice cutie. Și zic că e de la rotund. Câte ceasuri ai băga acolo? Vreo 10. Nu-mi dau seama. Bă, nu știu, cred că 6. Din păcate i-a dat-o goală. Bă, la cum arată cutia și cum se deschide, ce valoare ar avea ceasurile pe care le-ai băga acolo? Bă, e premium. Eu zic că ai băga chestii scumpe înăuntru. Adică bine, poți să bagi de care o fi, cutie de ceasuri premium cu fermoar, mâncați-o și gurata. Bă, nu știu, frate, eu zic că e premium. Chitu, ia fă un pic așa. N-are ceasuri. Bă, minte, 100%. 3, 2, 1... Ideea te-a luat la Chiris, la scaun. Nu l-a luat acasă, m-am zis, bă, ce ai scris tu când s-a pregătit vlog? Bă, cât dura? Ce trebuie să iau? 20 de obiecte. 4 minute a durat totul. Efectiv, a luat un ghiozdan și a luat tot ce a prins de pe scaun. Bă, fiți atenți! A avut boxă, lampă, deci tot ce era de pe scaunul de la birou, gen. Fix așa a fost. Mă, ce drag să iau? Auto! Da. Și rest toate obiectele de pe birou le-a luat, jur. 3, 2, 1 și... A, câștigat Robi, bravo! Nu e adevărat! Ia să vedem, să pui cutia jos, te rog, după aia. E o sticlă. O sticlă? Da. Ce sticlă? Este o sticlă de băutură alcoolică. Băutura dinăuntru e... Și link-ul îl găsiți în descriere, de unde poate să... Stai așa, fii atent. Acea sticlă este din sticlă? Nu, frate! E din pământ, da, e din sticlă, e sticlă de sticlă. E sticlă de sticlă? Da. E sigur? Da. Ce băutură este? E de sticlă, nu? E vodka. Nu zic brandul, dar e aia cu roșu mult pe ea. Cu ce? Ok. Ce? Păi și prost scrie pe sticlă. Da, n-are atâta roșu. Are absolută dreptate. Nu știu, descriem cum e sticla. E mare, e așa. Fii atent, e lunguiață. E lungă, așa. Nu e grasă.
Aia e cu albastru. Aia e cu albastru, aia e galbenă. Da, da, asta da, lunguiață. Și gen, uite, cam până pe aici, aici, mă rog, nu vezi. Da, stai, mă, stai. Are vreo 21 cm. Nu e toată roșie. Are da, foarte puțin roșie, e pentru că să și e o etichetă roșie și unde e capacul e roșu. Așa, da. Adică e toată roșie. Da, nu. În afară de sticlă. Nu e explicat roșie. Absolut perfect. Cât de tare e? Mușcă de ea. Nu, mă, vodka. Cât de răsă? Citește pe ea. Am zis să iei, mă, 40? 45. 12. Lasă alcool. 45? Da. Poți să-mi torni și mie un pic așa pe jos. Da, frate. Poți să te aici la oameni. Poți să gusti. Nu poți să gust. Ba da. E cu mașina. E cu mașina. Ai, cu ce mașină ești? E cu mașina. Nu, nu e cu mașina. Ah. Nu, nu e cu mașina. Ba e cu mașina. Tu n-ai venit cu mașina, dar o să beau. Îți bate în sticlă. Dar nu o să beau. Bate în sticlă, da. Păi da, iau-o în mână și bate-o. Da, dă-i și o gură. I-am bătut din sticlă. Care să-ți o arate? Zii, minte sau nu minte? Stăm aici toată ziua. Minte, mă. Vere, mi-a căzut cartea. Dacă până atunci ai fost zis total... Că toate le-a luat de pe birou, Chițu, efectiv. Ce-i asta? De ce e o carte de matematică acasă? Dimineața miraculoasă, ce? Cele 6 obiceiuri care îți vor transforma viața înainte de 8 AM. Bestseller internațional, tradus în 27 de limbi. Ia mă să vedem pe aici, ce-ai acolo? Ia pein. Ce-ai pein acolo? Eu nu văd. Pamparam. O să trăiți oricum urea după aia. Bine! A plecat salariul pe luna asta. Lași aici, mă, după aia. Este... De fapt, ia întreba, mă, tu, du-te, dracu. Ce e? Ce e? Ce e? Bun. Bă, nu e aroma preferată al Zbâr. Da, nu e aroma preferată al Zbâr. Este o pungă de chipsuri. Deci, e o pungă din aia mică la un leu sau e o pungă mare? La un leu? Bro, cât era la un leu? Mai există ceva la un leu? Da, nu prea. Deci dacă e pungă mare sau mică? Da. Eu zic că e mărimea potrivită acum. Pentru tine? Care cu filmul lui. Așa, ok. Ce aromă? Aromă? Da. Bă, o aromă foarte... Spune-mi. Sumbră. Aromaterapie. Nu, aromă de mort. Aromă de mort, așa e. Nu, misterioasă, o aromă misterioasă. Spune-mi aroma. Misterioasă. Cu business. Nu știu, n-am gustat. Păi încearcă să vedem dacă o ghicești. Este o aromă misterioasă, robinet. Ok, sunt chipsuri cu oțet. E suficient de misterios. Există chipsuri cu oțet, da. E pe acolo. Deci că există. Ok, ce ai spus? Dacă sunt cu oțet. Nu. Și nu o să nici aroma? Nu. Brand, culoare pungă. Dă-mi un hint, dă-mi ceva. Brandul... Nu știu exact. Ok, scrie pe pungă. Arată-mi așa cam cât de mare e. Arată-mi așa că eu ți-am arătat. Nu știu exact. Cam așa de mare. Cam așa de mare. No, no, dar de ce nu-i zici cu ai semnat cu Pepsi și nu știm noi? Bă, mea zi ce e. Dar nu știu. Că nu știu. Deci de bil mental. Bine, mă, îi zic. Ok, este... Cio. Ok, minte. Nu, Cio. Ba, minți. Noapte bună, dormeo. Zi-mi culoarea predominantă de pe pungă. Ce? Culoarea predominantă de pe pungă. Ușor transparentă. Ok, bine, minți. Ce chipsuri ai mâncat tu, omule? Pufuleți. Bă. Pufuleți-s chipsuri, mâncați-i așa. Ce pula mea să zic de o husă? Bă, voi nu știți cât m-am chinuit să văd în ochelarii lui, păcă am văzut că e ceva mic, dar când ai arătat atât. Gen, din prima vedeam pe aia Lay's, dă-o dracu. Bă, ce-ar mă e? Aromă misterioasă, sare, cum e sare, era greu. Dar mi s-a părut tare că a zis că e transparent. Dar pui la rotisor ceva, nu știu. A zis, nu știu sigur. Bă, am vrut cumva să o dau și pe ideea că, bă... Pringle trebuie să zici că e. Bă, nu se aude ca o pungă de chipsuri. Bă, da. Ba da. Ce-s nici? Mici. Ce-i ăla? Mamă. Wow. Mamă. Cât a ciocat. De ce n-am luat pe robinet la clipul ăsta? Am în fața mea... Scula lui Drake. Un ciocan. De care? De șnițele. De șnițele. Un ciocan de șnițele. E 100% sigur că e de șnițele? 100%. Tu.
100% sigur. Mai plimbă lumii oasă. Cred că poți să faci și piept de pui fără să fie știință. Imposibil, da. Ok. Poți să faci și grătar. Ce culoare? Ah, nu e de științele, e de grătar. Da. Ce culoare? Diferit. Ce culoare crezi că e un ciocan de științele? Da, din lemn de al lui Mamaie. Al lui Mamaie, lui Chițu. Și zi-mi cum e, zi-mi cum are pe partea și cum are pe partea. Are... Ok, ce are? Este zimțat așa pe ambele părți. Nu, deci... Pe ambele părți? Nu, deci pe față. Așa. E zimțat pe ambele părți, ce vrei să zic mai mult? Are și urmă de jniță la aici, așa rămas. Deci o parte și pe alta, deci care e? Zi mai ce miroase. A metal. A metal? Da. Deci nu-i din lemn. Păi dar tu n-ai mai văzut un ciocan de jnițele până acum? Nu mai văzut de mult. E foarte greu? Ia rămân așa un pic. E ciocanul lui Dima? Nu e greu. Cam cât e? Estimativ. Ai văzut filmarea cu Drake? Ai văzut filmarea cu Dima? În fiecare zi. Cât de mare arătăm dimensiunea. Dar nu mai veni așa să... Scuză-mă, m-am dat mai aproape. A fost un compliment. Bă, ăștia se uită în ochelarii mei. Stai, mă, nu mai joc ochelarii. Deci, mai expune lucruri despre ciocanul tău. Are down. 4 cercuri pe el. Apple. 4, da, e de științele. Deci minți sau nu? Nu minți. Bă, a văzut cumva. N-am văzut, să mor eu. No, bă, ăsta a zis din prima. A, ce ciocan ai. Bă, mie mi s-a părut că am jucat-o foarte bine toți. Bă, dar știi care e faza? Dacă a zis de la de rotund, mă gândeam că e de la, că știi că alea vechi au un cerc din ce mai mare pe spate. Ia, hai să vedem. Andreas, ce ai acolo? Opa. Am efectiv o cameră de filmare. Ok, dar dă și tu cutia jos să se vadă și la lume. Bun, are doar una, două, are toate camerele aici. Ce marcă este această cameră? Sony. Așa. Ce obiectiv are camera? Să filmeze. Nu, e subiectiv. E wide. De câți milimetri e obiectivul? E 16. Ce cameră Sony e? Scrie pe ea în colț. E pătrată. Păi da, scrie pe ea ce e cameră pătrată. E. Pătrată. Nu pot să spun ce e, că nu se vede. Eu cred că nu știe. Nu știu ce despre ea. Are un obiectiv de 16 mm fix? Poți să-l scoți dacă vrei. Dacă l-a scos, nu mai are. Da, eu zic că minți. De ce crezi asta? Spune-mi că minți. Nu, de ce, de ce minte? Uite, îți zic și ce e dacă vrei. Yeah. E a 6400. Păi acum zici? Păi acum m-ai întrebat. Păi nu, am dat verdict final că minte, ce, nu mai are sens. Bă, stai așa, stai un pic! E detașabil, vezi? Da, era o cameră. Chiar era o cameră? Da. E camera ta? Da! Da. Pare că nu te descurci. E un ursuleț de pluș. Da? Ursuleț de pluș. De drum așa. Bă, ai observat că nu știe să mintă după privirea lui? De drum așa. Nu pot. Păi, nu are pusă mobile fox. N-am mobil. Ia mă să-l aud el. Strânge-l de gât ceva. Dar nu face. Nu pot. Păi nu pot, poate. Doar să vorbesc cu tine. Exact. Ce culoare e? Negru-goalb. Nu știu. Negru-goalb, ok. Da. Nu știu exact. Culoare misterioasă. Uite-te pe etichetă și spune-mi în ce țară ai făcut. Nu știu exact. Nu știu. E o țară misterioasă. Okay. Spune-mi din ce ai făcut. Din ce ai făcut? Stai puțin, nu mă uit. Pune-și tu pe altcineva să citească din ce ai făcut. Nu văd să citesc, ca idee, n-am ochelarii. De ce este făcut? 100% din poliester. Gata. Și e făcut în Argentina. În Argentina e făcut? Cred că da, nu știu că nu văd. Nu, în Germania. Ok, e în Germania. De dracu, ați văzut, măi, plușuri făcute în Germania. Da, chiar e în Germania. Da, chiar e. E ursuleț? E cunoscut? E vreun personaj, ceva? Sau doar un ursuleț? Este ursulețul misterios. E youtuber. A jucat în două episoade. E îmbrăcat? Cred că e panda. Crezi că e panda? Da. Și după ce, de ce crezi că e panda?
Ce? De ce crezi că e panda? Ca așa arată. Puneți ochiare. Băi, eu zic că pe în minte. N-are niciun... Deci 100% minte. 100% minte, verdict final. Da, să-l văd eu că e făcut asta în Germania. Da, da, da. Și chiar e panda. Scrie, scrie panda, nemțească pe el. Nu scrie made in, dar scrie... Köln. Checking. Tu știi germană? Scrie că e un oraș Köln. Cred că e cum... Băgă-mi aș picioarele. Mamă, ce e? Ce, nu știi ce, nu? Caju. Ba da. Bomboane. Așa zic, cu o dată ce. Gata, mă, gata. Gata? Da. Este o pungă. Așa. E o pungă. O pungă? Da. Pare că ține ceva, ambalează ceva. Ce? Da, ține bombe de baie. Bombe de bani! Bă, da? Bă, bă, n-ai voie, da, să zici așa. Ce culoare are ambalajul? Nu știu exact. E transparent. E misterios. E transparent. Nu pot să trec peste. Cum să zici ce aromă au chipsurile? E o aromă misterioasă. Vezi că există chipsuri cu arome de suspicious to din Minecraft. Și... Așa, da, ce brand e? E... Ce, tu ce brand crezi că e? Păi nu știu, spune-mi tu ce brand e, că tu poți să citești acolo. Păi dacă l-aș avea în față, n-aș vedea să citesc. Păi nu... Asta e faza că îl țin cu spatele. L-am dus cu spatele. Ce brand e? Nu-i brand, sunt d-alea. Alea, bun. Alea. Ai acasă? Da, am și eu acasă. Ce, tu n-ai bombe de baie acasă? Minte. Și să vă zic de ce? Are doar duș acasă. Și ce? Păi și tu, tu îți pui bat bomb de la în duș? Unde? Îl pui pe jos, îl pui pe jos. Fac baie în Ligian. 3, 2, 1. Faci baie în Rolls Royce. Sunt bombe de baie, chiar sunt bombe de baie. De ce e confirmat? Crezi că nu vedea? Păi și ai zis că ai! Păi nu vede, chiar vede. Este o caserolă... Cu mici. Da, iau din cutie. Gene fir cu fir. Deci este o caserolă o... de gene fir cu fir, da? Da, de făcut acasă. Să... De făcut acasă. Ce-mi doream să nu am atât de multe prietene fete, stai așa. Ia uite mă! Bă, nu, sună una din ele să te credem, hai! Sună acum! O să mă întrebe chestii grele. Ok, ce culoare are cutia? E roz, așa-i? Nu, e transparent. Și ce gene sunt misterioase? Ok, sunt smoke-uri din alea de gene sau sunt gene pe bandă, multe rău? Mult, cât, cam cât de multe rău? Păi... Zi-mi număr. Nu știu, stai așa, sunt smoke-uri care gen sunt mai multe într-un pachetel sau sunt gene puse așa, cred că sunt 6 la număr, nu știu. Deci tu zici dacă sunt smoke-uri sau sunt puse pe bandă? Da, mă, sunt, da, smoke, smoke pe miraj acolo, sunt, frumos pe mine. Sunt smoke-uri puse pe bandă, sunt amestecate, ce ai zis? E un mix. Nu, cred că există așa ceva. Ba da. Uite că le are în mână. Nu cred că... Dacă zic că mă uit la ele, sunt smoke-uri puse pe bandă. Da, mă, e un mix între ce ai zis tu. Și sunt gene simple sau sunt gene din alea cu sclipici și roșu, albastru pe ele? Se arată ca niște floci. Bun. Da, am zis și adevărul și zic și de ce. Nu știu dacă Andreea sau nu mi-a zis sau Chițu că și-a luat gene. Când am ieșit data trecută, nu știu dacă ia. Ce-a știut, bă? Te-am văzut cum ai făcut cu ochii, băga-mi. Vrei schimbi ăla? Nu. Ia uite. Da, mă, da! Sunt smocuri pe bandă, ce vreau să te părul? N-ai tupeu să-i zici pe bune ce e. Da, descrierea gen ca realitate. Deci fii atent, am în fața mea. Așa. Ce crezi că am? Ce crezi tu că am așa în fața mea? Panoul ăsta. Am o plantă. Ai dat-o? Astăzi. Nu, este o plantă de plastic. Ok, artificială, se zice. Sunt sinonime, gen. Mă rog, sinonime sunt, sunt două cuvinte care au același înțeles. Da, nu poți fi artificiale sau faci din lemn. Păi tocmai, eu am spus că este de plastic. Păi da, da. Nu e artificială. Nu e, nu e artificială. De unde știi că e plastic? Că artificială poți să o faci și din lemn. Că pun mâna pe ea și este din plastic. Hai, ia mâna de pe ea. Atunci ce-i? De o plantă de plastic. Ok. Bun. Cât de mare e? Suficientă.
suficient. Da, da, și eu zic că ajunge. Eu zic că e suficient. Băie, ți-ar zice 18 cm. Cât de mare e ghiveciul? Suficient. Cam de dimensiunea unei... unui șat. Găuri. Da, e mai mult un pahar. E cumva o, o plantă gen o floare din aia din Lego? Nu e din Lego, nu. Eu zic că nu mă minte. Te mint sau nu te mint? Nu mă minți. Hai, 3, 2, 1. Este o plantă... E aloe vera. Haide, Pain, deschide cutia Pandorei. 3, 2... Abia aștept, efectiv. Da, tu ești partea mea preferată, Pain. Ce fie? Nu știu ce să zic. Ce ai Pain acolo? Asta oare l-avea pe birou? Nu știu. Deci, este... Un pic misterios. Este o pernă. O pernă? Ce fel de pernă? Pernă de scaun, pernă de pat, pernă de... Cred că e satin. Ceva nu, unde o pui, nebune, unde o pui? Nu din ce? Unde o pui? Da. Sub cap. Sub cap. Da, mă, de scaun, e de pat, de ce e? De canapea, de ce e? O pui la ce? Zic, nu știu, nu ceva mai misterios. Okay. E o pernă mică. Da, nu e o pernă mare, gen, adică, foarte mare. E ca și cum, adică, unde adică pui perna asta? Bă, oriunde. Da. Și cât de mare e perna? Destul de mare. Arată-i cu deștul, mă. Cu deștul. Cu deștul. Mai sus, mai sus, mai sus. Mai sus. Auzi, cum să zic? Cum să zic? Bă, nu știu cum să zic. Murim. Așa. Are etichetă? Are, cred că și etichetă. Ce scrie pe etichetă? Stai să văd. Ce scrie pe etichetă? E de la H&M. Așa, și din ce material e? Din ce material e? E dat cele, și n-are ochelarii. Stai, da, mi-ai dat cele. Din stare, auzi. Bun, așa. Deci eu zic... Da. Că mă minți cu nerușinare. Te mint? Da. De ce crezi lucrul ăsta? Păi nu contează de ce cred eu asta, eu cred că mă minți cu nerușinare. Nu! Încearcă să schimbe părerea. Da, lasă. Dar zine să vedem de ce crezi tu asta. Dar de ce asta crezi că te mint? Ce ai crede tu că... Că la orice te întrebam, ce? E așa... Păi da, dacă e de fapt o strategie... N-am scuipat-o ăsta. Dacă de fapt... E bluff? Ce? Nu cred că e bluff. Păi aia zic, poate e o strategie de-a mea. Nu, eu cred că nu e bluff. E sigur? Da. 100%? 100%. Poți să mă ajungi cu el. Mai pe scurt cred că ești prost. Haide, mă, ridic asta. Nu, fii atent, poți să... Bă, când l-am văzut, i-am nebunit. Da, e o pernă așa făcut așa. Da, da. Păi eu nu știu cam cât de mare. Da. Mamă, să nu mori. Era să... Gen, zici că tăiați porcul. Ce, tampon. Ce cu e? Ești ok? Andrei, vrei să-ți aduc niște apă? Scoate obiectul, te rog, din cutie și pune cutia jos. Sughiță? Cred că are un mai sughiț. Mult guiț, nu, fără sughiț. Sughiț și eu. Ce ai tu, Dima, în mână? Am un obiect foarte simplu. Este un plasture. Ce culoare e? Nu știu. Am zis că minți. Bă, hai, fii atent, hai să facem așa. Îmi pui o serie de întrebări și răspund doar... Ce gropăi! Bă, ce se întâmplă? Eu nu văd, chiar nu-l văd. Am făcut screenshot. Cum nu mai pot? Râsul care te pălește. Te rog, oprește-te. Râsul care te pălește. Cum te pălește râsul? Dar zi-mi tu mie, Dima. Da. Cum? A mea, nu știi ce culoare e. Bă, nu fii atent, hai să facem așa, dacă ești de acord. Tu îmi pui întrebări și eu răspund cu un cuvânt maxim două. Cum? M-ai întrebat ce culoare e, zic nu știu și trebuie să dai seama. Păi, un cuvânt maxim două. Unu, două cuvinte, hai. E transparent? Nu știu. Are Rivanol? Nu știu. Nu știu nimica! Ei răspund corect? Bă, stați un pic, că nu mai pot. Nu stai mă râzi aici. Râd, mă piși pe mine, nu mai pot. Stai un pic. Ce piși-o de...
Haide mă, jucăm fără pain, dai așa. Mamă, pune să descalță la galoșia. Mamă! Se pișă, băi, se descalță! Se descalță! Se descalță! De ce se dă? De ce se pișe în ei ceva? Așa, gata, am trecut. Zi, cum adică nu-ți dai seama, are Rivanol sau nu? Nu știu. Hai că am trecut! Ești ce mă piși pe mine? Nu știu pe mine. Și e mare, gen, îl pui pe deget sau pe... coapsă, nu știu. Nu se mai pare nimic mare. Nu știu. E mare. Mamă, pentru, dacă pentru Dima e mare. Pentru că dacă pentru Dima e mare, înseamnă că mic, e foarte mare. E mic. Bă, stai, ce tot faci? Mor. E mic. Ce curta sunete. E mic. E mic, mă auzi? Minte. Ba, picioarele, dă, minte. Da, mă, mai pune întrebări. Cum e, omul, am întrebat ce culoare? Nu știu. Minte. Păi poate chiar nu știe. Nu are voie să mintă, nu? Poate chiar nu știe. E transparent? Nu știu. N-are cum să știe. Desfăl! E maro. Ok, atunci nu minte. Da, se pune la cur. Da, se poate pune nu la cur. Nu minte, nu era amuzat dacă duceai un supozitor. Nu minte. Bă, cum aia, am fost să mă piși eu stai cu sughiță. Hai, dă să-l bă, ca să ghicim și eu cu sughițul. Ia. Ah, am ghicit. Da. Că era în ambalaj și nu știa ce culoare. Știam ce culoare. Și oricum nu cred că e roz, e un fel de roz gold. Gata, Dima? Da, da, ce ai acolo zbun? Auzi, dacă sughiți, minți. Nu. Mă, minte. Ce ai acolo? Am o farfecă. Mă jur. Te credem cu asta. E farfecă de unghii, farfecă de tăia hârtie, farfecă de viță, de vie, farfecă de iarbă. Farfecă industrială. E mare? Pentru o farfecă, da. Adică nu e de aia de tăiat unghii, aia e mică și asta e mare. Ce culoare are mânerul? Roșu cu negru. Și lama din ce e făcută? De plastic. Din filde. Și din ce căcat să fie făcut? Din oțel inoxidabil, nu știu, nu scrie pe ea. Testează-o pe deget, cât de ascuțită e? Ești prost? Nu mai avea mult. Vezi să nu sughiți cu el. Să spui degetul acolo. Ai putea să tai un deget cu farfeca asta? 100%. Vrei să vezi? Ai putea, da, să, ai putea să-i tai lanțul lui Gami de la gât? Da. Dați-mi ceva să tai. Este o farfecă de lacăte. Am putea spune. L-ai rupt, am auzit. L-am tăiat. Bă, eu cred că minte, pentru că a încercat să-mi demonstreze că poate să taie ceva, deci poate să fie ceva dăm tumător. Altceva, dăm ceva dar să tai. Dar nu e o farfecă, nu e farfecă. Dăm minte. Ceva să tai. Mâna, dă mâna. Ia uite. Nu e farfecă. Bă, e farfecă tot ziua. Minte. Cum minte 100%? Da. Aia, dar m-a luat că sughițam. Uite, asta ce e? Nu-i farfecă, ia uite-o. Nu e. Patent. A sughițat în sincron. Bă, mai poți?